Bună ziua tuturor! Tema acestui videoclip este să vedem dacă vor exista schimbări în viața dumneavoastră în următoarele 3 luni de zi. Bun, avem 3 variante, varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele 3 variante cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele 3 și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi pentru toată lumea. Pentru cei care doresc o etalare personalizată cu mine sau cu Luc, aveți toate detaliile în descrierea videoclipului. O să vă las câteva momente să vă alegeți varianta cu care considerați că rezonați. Văd că sunt destul de multe persoane din zodie de apă care se uită la acest videoclip. Și probabil că pentru ei vor fi destul de multe schimbări sau așteaptă acele schimbări să se întâmple de la o zi la alta. Și cu siguranță se vor întâmpla. Dar sunt schimbări benefice, asta e cel mai important. Pentru unii aceste schimbări pot veni nu în 3 luni de zile, ci într-o lună de zile sau într-o lună de zile să le vină acea idee, acea sclipire care îi poate ajuta pe viitor. Mai sunt persoane care în următoarele 3 luni de zile vor rămâne însărcinate, chiar dacă o să mai fie și alte persoane acum la acest capitol destul de mai răutăcioși, așa, cum am mai spus într-un videoclip că sunt persoane care vor rămâne însărcinate și mi s-a spus că au peste 50 de ani și n-au cum să mai rămână însărcinate. Ok, eu aici mă refer la strict la persoanele care pot rămâne însărcinate. Sunt persoane și de 30 de ani care se uită la acest videoclip, sunt și de 40, și de 50, și de 60 și așa mai departe. E normal să... V-am mai spus, este o etalare generală și nu se poate potrivi la toată lumea. Da? Ok. Peste 7 puncte, câțiva dintre voi vor primi anumite vești. Vești care poate pe moment nu sunt tocmai așa cum vi le-ați dorit voi, dar după încă 4 puncte veți vedea că totul are o rezolvare și totul are o soluție. Probabil că primiți niște vești care nu vă fac bine, dar după, să zicem, după 4 zile, după ce analizați situația, vedeți că există o anumită rezolvare în ceea ce vreți și în vești, în funcție de veștile care vă vin. Pentru unii văd că foarte curând va veni la voi o mașină, o mașină pe care nu o știți, nu o așteptați. E o surpriză, dar e o surpriză benefică. Nu știu, poate nu vă gândiți să vă vină copiii plecați undeva departe sau soțul, soția, nu știu, pe cine aveți voi plecat departe. Și pur și simplu o să vedeți că vi se oprește o mașină la poartă sau în fața blocului și vin acele persoane la care nu v-ați așteptat, că poate v-au spus că nu pot veni sau poate v-au spus că, nu știu, au diverse probleme și nu pot ajunge. Posibil că această mașină să fie albastru închis sau chiar neagră. Pentru următoarele 3 luni de zile. Da, cumva
Pentru cei care acum au diverse probleme, inclusiv de sănătate, peste 3 luni de zile lucrurile se, în astea 3 luni de zile lucrurile se vor rezolva. Bun. Și vom trece la prima variantă. Hai să vedem pentru cei de la prima variantă ce schimbări vor fi în următoarele 3 luni de zile. Aici, în primul rând, văd că există situații de trio în care v-ați gândit dacă se va rezolva probabil această situație în următoarele 3 luni de zile sau nu. Da, se va rezolva această situație în următoarele 3 luni de zile, doar că țineți cont că există destul de multe secrete pe care le va urma să le aflați și este posibil ca odată ce aflați secretele respective să nu vă mai doriți voi relația respectivă, chiar dacă acea persoană divorțează. De divorțat va divorța, dar nu neapărat că divorțează pentru voi, ci mai degrabă divorțează pentru că situația în relația respectivă nu mai funcționează, au fost doar foarte multe compromisuri, iar acum fiecare dintre ei s-a gândit să nu mai facă acele compromisuri și cumva fiecare să-și vadă de viața sa, să se facă dreptate, să se lumineze lucrurile pentru fiecare dintre ei. De asta vă spun că aici există și această situație. Voi, în momentul în care veți afla probabil de acel divorț, de acea separare, și culmea este că a ieșit cifra 3, deci în 3 luni de zile cu siguranță veți afla. Poate pe moment vă veți bucura, dar după când aflați adevăratele motive, vă veți da seama că voi nu ați știut foarte multe lucruri despre această persoană și cumva nu o să vă mai doriți voi această persoană în viața voastră, iar dacă chiar este această persoană în viața voastră, cumva veți purta pe umeri o mare, mare greutate, pentru că vă veți gândi în permanență că nu ați făcut alegerea corectă și acum va trebui să faceți ceva să îndreptați această situație. Doar că persoana respectivă, chiar dacă pare o persoană care, chiar dacă pare o persoană inofensivă, ca să zic așa, este o persoană care în momentul în care îi veți spune că vă doriți să vă separați de el sau de ea, devine un adevărat balaur. Deci asta pentru situațiile de trio. Pentru alte persoane care sunteți persoane singure sau chiar într-un cuplu, la fel posibil să... Pentru cei care sunteți în cuplu, hai să facem așa. Pentru cei care sunteți în cuplu, la fel posibil să aflați anumite secrete, să descoperiți anumite vicii ale persoanei de lângă voi, pe care nu le-ați știut și la fel să fiți ceva de genul oare am făcut bine sau nu am făcut bine și așa mai departe. Pentru cei care sunteți singuri, posibil să intrați, să cunoașteți pe cineva și să intrați într-o astfel de relație de trio, după care, bineînțeles, vă veți gândi dacă faceți bine sau nu faceți bine, pentru că voi nu sunteți astfel de persoane, nu ați gândit o astfel de situație, poate până acum. Dacă v-ați gândit la domeniul financiar și v-ați gândit dacă în următoarele 3 luni de zile se va schimba ceva pe această parte, da, se va schimba, veți face înțelegeri, veți avea destul de multe oferte, opțiuni și așa mai departe. Dacă v-ați gândit că dacă veți schimba locul de muncă, la fel, veți schimba locul de muncă pentru că locuri de muncă găsiți, e adevărat, trebuie să căutați un pic mai mult, dar și mai intens, dar de găsit veți găsi, deci nu se pune niciun fel de problemă. Însă, la final, va trebui să alegeți varianta cea mai corectă. Posibil ca într-un timp foarte scurt, într-o anumită perioadă, să găsiți mai multe locuri de muncă și nu veți ști pe care să îl alegeți. Dar cumva pe cel care îl alegeți, considerați că vi s-a făcut dreptate în sfârșit și vouă și aveți locul de muncă pe care vi l-ați dorit. Și într-adevăr, este locul de muncă pe care voi vi l-ați dorit, care vă împlinește atât sufletește cât și financiar. Mă scuzați. Bun. Pentru voi se recomandă niște meditații pe chakra
gâtului, atenție la o femeie din jurul vostru, pentru că este o femeie destul de parșivă, o femeie destul de înșelătoare. Această femeie posibil să aibă numele cu M sau cu H. Este o femeie care cumva vă atrage, prin, poate prin frumusețea ei, poate prin vorbele ei, dar de fapt este o femeie care poartă o mască, este o femeie care uneori e îngeraș, dar de multe ori este demon. Iar voi aveți în acest moment nevoie de reculegere și să vă gândiți foarte, foarte bine la ceea ce vreți să faceți pe mai departe. Vi se recomandă, în cărțile vă recomandă ca în aceste 3 luni de zile să stați mai mult voi cu voi, să vă gândiți mai mult la ideile voastre, la gândurile voastre, la ceea ce vreți să transmiteți universului că vreți să faceți pe mai departe și să luați în calcul toate acele lucruri și să vă axați mai mult pe voi decât pe celelalte persoane. De ce? Pentru că odată ce vă axați pe voi, automat și celelalte persoane vin înspre voi așa cum voi vă doriți. Altfel, din câte văd aici, vă învârtiți într-un cerc și în acest cerc vă învârtiți de mai mult timp și nu știți cum să ieșiți. Ieșirea este prin meditație, prin iubirea de sine, prin a face lucrurile așa cum vi le doriți voi și ceea ce poate voi ați visat de copii și până acum nu ați realizat, e timpul să vă duceți acele pasiuni la îndeplinire și o să vedeți că după lucrurile se aranjează de la sine. Chiar dacă în această perioadă vi se pare că este o perioadă stagnantă, o să ziceți, păi cum, 3 luni de zile stau să aștept. Da, astea 3 luni de zile stați să așteptați, dar asta nu înseamnă că este o perioadă stagnantă. Din contră, este o perioadă care pe voi vă va ajuta din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, să vedeți adevărata fața persoanelor din jurul vostru. În al doilea rând, să vedeți dacă faceți bine ceea ce faceți în legătură cu alte persoane și dacă faceți bine să vă lăsați pe voi pentru alte persoane care nu vă merită. Da, este o introspecție pe care voi trebuie să o faceți în următoarele 3 luni de zile. Dacă reușiți în astea 3 luni de zile să faceți această introspecție, veți reuși să rezolvați foarte multe probleme, iar după astea 3 luni de zile lucrurile să decurgă de la sine. Cam atât am avut de spus pentru prima variantă. Să vedem pentru varianta numărul 2. Ce schimbări vor fi în următoarele 3 luni de zile pentru varianta numărul 2? Aici se grăbesc cărțile. E, aici, bineînțeles, vorbim din nou despre un trio de care voi știți foarte clar și foarte bine. Mare parte dintre voi sunteți prea puțini care nu știți, dar veți afla în următoarele 3 luni de zile că acea persoană e căsătorit. În cazul în care nu știți și cel puțin unul dintre ei e zodie de pământ. Sau are un ascendent foarte puternic în zodia de pământ. Bun. În primul rând, văd că voi aici aveți o situație din care voi deja gândiți că ați ieșit învingători sau veți ieși învingători. Învingători, învingătoare, da? Mă refer atât la femei cât și la bărbați. Doar că această situație merge destul de încet,
nu este o situație care se întâmplă pe repede înainte, cum vă doriți voi. Să zicem, chiar dacă ați fost cerute în căsătorie, deja vă imaginați nunta, vă imaginați că o să fiți împreună cu persoana respectivă, doar că persoana respectivă se mișcă ca melcul și voi deja nu mai aveți răbdare să așteptați ca această persoană să ia decizia finală. Cumva în aceste 3 luni de zile pot să spun că vă veți gândi destul de serios dacă merită să mai așteptați această persoană sau nu. Această persoană nu are cum să se grăbească mai repede decât o face în acest moment, pentru că, așa cum v-am spus, este o persoană căsătorită și nu are cum să facă pasul final. Voi veți primi un mesaj de la o persoană care se află la distanță de voi sau în momentul în care veți avea o ceartă cu această persoană și se distanțează de voi, această persoană vă va spune adevăratul motiv pentru care nu poate să facă următorul pas. Și anume faptul că este căsătorită și până nu își rezolvă acea situație, nu are cum să facă pasul. Vă tot promite probabil că va face și acel pas, dar cumva voi nu vedeți dus la îndeplinire acest lucru. Și de asta vă spun că în următoarele 3 luni de zile veți lua o decizie destul de clară dacă mai așteptați sau nu această persoană. Cumva nu cred că veți mai aștepta să așteptați această persoană. La un moment dat lucrurile se vor opri între voi, pentru că chiar dacă lucrurile se mișcă încet, dar vreți să se miște totuși, nu că face un pas înainte și doi înapoi. Între timp, voi veți mai cunoaște o altă persoană care vă va aduce multă bucurie, vă va încânta foarte, foarte mult. O persoană veselă, o persoană jucăușă, o persoană pasională, o persoană deschisă foarte mult pe partea de spiritualitate. Și aș putea spune că e o persoană poate chiar mai tânără decât voi, sau chiar dacă este de aceeași vârstă, dar nu mai mare, ori este de aceeași vârstă cu voi, ori este un pic mai tânăr, mai tânără, dar această persoană este o persoană destul de romantică, pasională, jucăușă, inteligentă, e persoana pe care voi o meritați și pe care voi o doriți. Această persoană nouă care o să apară în viața voastră este o persoană destul de luptătoare, este o persoană care va apărea în viața voastră abia după ce veți lua decizia finală dacă mai așteptați această persoană sau nu. Asta nu înseamnă că dacă voi luați astăzi decizia să nu mai așteptați persoana respectivă, gata, mâine apare. Nu, pentru că voi, din câte văd aici, ați mai avut tentative din astea de a lua această hotărâre, doar că n-ați avut curajul necesar de a o duce până la final. Deci această persoană nouă va apărea în viața voastră doar în momentul în care veți lua decizia finală de a nu mai sta după persoana care se mișcă încet ca melcul. Ok, cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2 și voi trece la varianta cu numărul 3. Să vedem și pentru cei de la varianta numărul 3 ce schimbări vor fi în următoarele 3 luni de zile. Aici cred că într-o anumită căsnicie, dacă sunteți căsătorite, cei care ați ales această variantă, văd că lucrurile stagnează destul de mult în cazul vostru sau chiar cumva merg foarte, foarte încet. Cumva, probabil că voi vedeți aceste lucruri și vă gândiți, oare ce se va întâmpla, oare va exista o oarecare transformare, o oarecare schimbare în următoarele 3 luni de zile, pentru că cineva din această relație va pleca și va pleca
destul de supărată, dar această persoană are destul de multe vicii. Nu e că în momentul în care pleacă, gata, ați scăpat de persoana respectivă. Cred că această separare, divorț, cum vreți voi să îl numiți, cred că ați luat această hotărâre de mai mult timp, dar până acum nu ați avut curajul să luați decizia finală de a părăsi locuința respectivă sau de cine trebuie să părăsească locuința respectivă. Ei, acum, în următoarele 3 luni de zile, se întâmplă și acest lucru, pentru că deja v-ați săturat și cumva vreți să tăiați rău de la rădăcină și vreți să vă puneți viața în ordine. V-ați săturat de firmituri, v-ați săturat de promisiuni, v-ați săturat de astfel de situații în care nu se schimbă nimic, lucrurile stagnează sau se mișcă foarte, foarte încet. Deci și la voi văd că a ieșit clar cifra 3, deci în 3 luni de zile lucrurile astea se clarifică, pentru că cineva va părăsi casa în care se află. Posibil aici să fie vorba de o persoană leu, berbec, taur, capricorn sau chiar fecioară, care se gândește să facă pasul respectiv. Dar asta nu înseamnă că din alte zodii nu se poate întâmpla să se gândească la aceste lucruri. Veți sta o perioadă în singurătate, după care veți face în așa fel încât să o luați de la capăt, dar alături de altă persoană. O persoană care să știe să vă arate iubire, dragoste și așa mai departe. Cumva această persoană care pleacă este o persoană plină de vicii, o persoană care v-a ținut cumva într-un fel sau altul legați. Poate chiar vă aveți copii împreună și v-a șantajat prin intermediul copiilor, ceva de genul: dacă te desparți de mine, îți iau copiii, dacă nu te desparți de mine, nu o să mai ai nu știu ce. Și cumva v-a tot ținut acolo, însă acum deja paharul s-a umplut și vă doriți această schimbare, transformare din această situație, pentru că nu mai puteți, nu mai vreți să faceți. Aici vorbim atât despre persoane căsătorite, cât și despre cupluri stabile. Chiar dacă nu sunt căsătoriți cu acte, dar au avut acea stabilitate mai mult timp. Iar acum a venit timpul, din cauza acestor neînțelegeri, să se pună punct și să se meargă mai departe. Cam pentru voi, cam astea sunt schimbările. Pe plan financiar nu văd să fiți foarte afectați, pentru că la capitolul financiar la voi e ceva de genul: dacă nu curge picură și ceva, tot este cum este. Sunteți persoane muncitoare care munciți, indiferent ce vi se arată. De preferat este să folosiți în această perioadă pentagrama, pentru că vă poartă noroc. Și posibil ca până la finalul acestor 3 luni de zile, nu știu, ori că să găsiți un loc de muncă mai bine plătit, ori găsiți un al doilea job, ori cumva cineva vă ajută pe plan financiar, dar la un moment dat veți sta chiar bine la acest capitol. Deci pentru voi planul financiar nu văd să fie o problemă, din contră problema o văd acolo în cuplu. Da? Ok, cam astea au fost informațiile și pentru varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!